Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri. Filip, tatălui Alexandru Macedon, învățase pe servitorul său să-l agrească în fiecare dimineață cu vorbele: Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri. Așiși de la și seara, servitorul trebuia să-l întrebe: Domnul meu, adu-ți aminte că vei muri? Iată un lucru care ne-ar putea fi de învățătură și nouă creștinilor, căci cei mai mulți oameni așa trăiesc, ca și când n-ar muri niciodată. Noi ne aducem aminte de moarte numai când boala ne doboară la pat și abia mai răsuflăm sub greutatea ei. Adu-ți aminte de moarte și în veac nu vei păcătui, zice înțeleptul Sirah. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.